Anul școlar 2020-2021 este unul atipic, având în vedere contextul epidemiologic actual. Chiar și în aceste condiții, elevii hunedoreni nu vor putea beneficia de programul Cornul și Laptele, dat fiind faptul că banii necesari nu au ajuns către Consiliul Județean pentru a încheia contractele cu furnizorii de produse. Din punctul de vedere a Consiliilor Județene, chiar dacă Ministerul Agriculturii a aprobat o anumită sumă pentru acest program, trebuia să ajungă la Ministerul de Finanțe, iar Ministerul de Finanțe să propună o hotărâre de guvern în care să știm exact câți bani sunt alocați pentru programul Cornul și Laptele în județul Hunedoara. Acest lucru nu s-a întâmplat. Deci, la ora când discutăm noi nu putem încheia contracte cu furnizorii la Cornul și Laptele datorită faptului că nu avem o situație la zi câți bani avem alocați. Ăsta este și motivul în care Consiliul Județean Hunedoara nu a încheiat cu furnizorii noul contract pentru ca acest program, Cornul și Laptele, să funcționeze în continuare, fiindcă nu avem baza legală. Au fost discuții la Direcția de Finanțe, la Trezorerie, și toți ne-au spus că nu putem încheia atâta timp cât nu avem în spate hotărâri de guvern în care să ne să spună câți bani sunt alocați la programul Cornul și Laptele în anul 2020. Programul Lapte și Corn, care se adresează preșcolarilor din grădinițele de stat și private, dar și elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat sau privat, a fost inițiat ca program național în anul 2002.